Stimați ascultători, bună ziua! La Tânărul Creștin vom vorbi astăzi în direct la Radio Dobrogea despre timpul ca dar oferit lui Dumnezeu. Poate că puțină lume cunoaște sau conștientizează faptul că Dumnezeu ne-a dat o șansă aceea de a trăi un anumit timp. Unii chiar cred că timpul acesta este preștiut de Dumnezeu. Și acest timp ne este dat pentru a realiza ceva, a crea ceva demn de Dumnezeu. Deci, în primul rând, abordarea, modul în care abordăm timpul și modul în care umplem timpul ne definește pe noi mai mult decât realizările ocazionale, mai mult decât un succes de moment. Omul nu este definit de câteva momente importante în viață. Da, contează foarte mult alegerile, dar contează felul în care își trăiește viața de zi cu zi. Cum se trezește, ce face când se trezește? Sunt oameni care spun că au un Dumnezeu al lor, o credință în suflet. Dar în momentul în care se trezesc dimineața, primul lor gând nu merge la Dumnezeu. Și asta pentru că s-au format așa. Și nu realizează că nu poți să fii omul lui Dumnezeu dacă primul tău gând nu merge către Dumnezeu. Și dacă primul tău gând merge către telefon, către laptop, către lumea artificială și nu către o lume care să-ți aducă aminte de Dumnezeu. Dacă Facebook-ul ți-ar aduce aminte de Dumnezeu, să spune că ar mai fi o șansă. Dar în realitatea în care ne mișcăm noi, din păcate, rețelele sociale și mass media ne duc într-o zonă în care Dumnezeu lipsește. Și atunci, odată ce deschidem ochii și ne trezim, intrăm într-o lume din care Dumnezeu lipsește. Și atunci, ziua poate să curgă în direcția aceasta, fără Dumnezeu, deși noi avem o credință. Vorbim astăzi cu Miruna Andrei, bine ați revenit. Mulțumim. Și cu Ștefan, bine ai venit. În primul rând, vorbim despre un Dumnezeu care este iubire, un Dumnezeu personal. Ne aflăm într-o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Paștelui, care e cea mai importantă, urmează Săptămâna Mare, o săptămână foarte intensă din punct de vedere liturgic, tocmai pentru a-l ajuta pe omul obișnuit să sacralizeze timpul. Bun. Să vorbim acum despre felul în care umplem timpul. Ce anume face diferența? Ce înțelegeți prin a umple timpul cu folos sau nu? Să începem de undeva. Păi, bineînțeles, cum ați zis și dumneavoastră, depinde cum umplem timpul. Dacă îl umplem prin fapte bune și mai ales că sărbătoarea Paștelui reprezintă sărbătoarea iubirii, pentru că Dumnezeu și-a sacrificat unicul fiu pentru noi, pentru oameni, pentru păcatele lor. Iar noi trebuie să ne iubim aproapele, iar prin această sărbătoare să îi ajutăm și să îi facem pe toți să simtă că este sărbătoarea învierii lui Dumnezeu. Adică o sărbătoare a bucuriei, dar lucrurile despre care vorbeai tu trebuie făcute tot timpul sau putem trăi o perioadă din an destul de mare fără a ne preocupa de asta și când se apropie o sărbătoare, atunci ne aducem aminte că există aproapele. Așa funcționează? Nu. Nu, trebuie. Sărbătorile acestea sunt ca un fel de apel de trezire pentru unii oameni, pentru că unii dintre noi uităm acest lucru, de a ne ajuta aproapele, iar dintr-o dată ne trezim, vai, vin sărbătorile, trebuie să ne fim milostivi, să ne pregătim, să, nu știu, să ajutăm oamenii mai puțin ajutorați. Dar, până la urmă, acest lucru trebuie să-l facem toată viața. Suntem o comunitate și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Iar câteodată sărbătorile ne amintesc acest lucru, dar în același timp sunt interpretate greșit. Cum a zis și dumneavoastră, unii oameni fac acest lucru numai când e sărbătoare, gândindu-se că doar atunci Dumnezeu ne vede și doar atunci Dumnezeu o să zică, vai, ce om da, milostiv și... Se apropie Crăciunul, hai la orfelinat, hai la zi. Pentru ca să ne simțim bine. Și așa ne simțim noi împliniți, oarecum. Nu e rău, dar lucrul ăsta nu creează, nu educă noi. Da, Dumnezeu ne vede mereu. Cu
cum suntem în fiecare zi. Mai departe, Andrei, apropo de umplerea timpului. Da, cum a spus și colega mea Miruna, timpul este foarte important pentru om, pentru că este limitat, putem să-i spunem. Viața noastră omenească este limitată, nimeni nu este nemuritor. Iar cum Iisus a sacrificat pentru noi, pentru viața noastră scurtă, noi în ea trebuie să facem lucruri bune, să întoarcem acest ajutor sau acest sacrificiu, să dovedim că și noi întoarcem această favoare, putem să-i spunem, să nu avem o datorie morală mare când murim și sufletul nostru se duce la Dumnezeu, ci să nu pierdem acest dar al timpului, al vieții. Deci, într-un fel, când vorbim despre darul vieții, vorbim despre o viață care începe la un moment dat și care în principiu nu se termină, dar are două părți. Adică partea în care trăim acum în trup și care are rostul acesta de a ne forma, e ca perioada școlară. Deci cât trăim în trup, e un fel de școală. Dacă o absolvim, ajungem în rai. Dacă nu luăm bacalaureatul morții, ajungem în iad. Deci e o perioadă care e determinantă pentru felul în care ne formăm caracter. Uite, sunt oameni care spun, preluând idei din Asia, că putem să mai avem o șansă dacă există reîncarnare, poate că în viața asta nu conștientizăm anumite lucruri, valoarea timpului, importanța formării noastre ca oameni buni și milostivi. Dar poate mai avem o șansă. Cum vedeți voi perspectiva asta? De ce, dacă în timpul unei vieți n-ai reușit, ai reușit dacă ți s-ar mai da încă o viață? Cum vedeți ideea? Eu oarecum cred în a doua șansă, dar nu în acest în reîncarnare, nu în acest lucru care îi spuneți dumneavoastră, pentru că cred că Dumnezeu ne-a instruit destul de bine și noi suntem conștienți de ceea ce trebuie să facem în această viață, prin intermediul Bibliei, prin avem atât de multe materiale. Întâlnirea cu diversi oameni. Da. Iar noi nu cred că avem nevoie de o a doua șansă, nu avem nevoie de reîncarnare și personal nici nu cred în reîncarnare. Pentru că faptele și lucrurile pe care le facem noi în această viață ne definesc și contează ce facem în această viață. Nu trebuie să ne așteptăm că, lasă că dacă greșesc în viața asta, mai am o șansă eu să-i arăt lui Dumnezeu că eu sunt om bun și milostiv și am șansa să mă mântuiesc. Pentru că atunci nu ar mai fi credința adevărată. Dacă tu zici... Ar fi un calcul. Da, te gândești, în prima viață fac eu ce vreau și după în a doua viață mă căiesc și iară lui Dumnezeu că eu pot să ajung în rai și că sunt om bun. Și de aceea cred că reîncarnarea nu există. Dumnezeu ne-a oferit o singură șansă și noi trebuie să ne folosim de ea și poate să avem ocazia să ne mântuim și să ajungem în rai. Dacă noi chiar credem că Dumnezeu este iubire, atunci implicit credem că El face totul ca noi în această viață să reușim să ne dumirim cei cu binele și răul și să alegem binele. Da. Cei care cred în șanse de tipul ăsta nu cred cu adevărat că Dumnezeu face tot ceea ce depinde de El ca noi în viața asta să ne lămurim. Dar apropo de atitudinea aceasta calculată, de ce ar exista, de ce, să spunem, într-o a doua viață, un om care a terminat-o pe prima, cinic, foarte egoist, care a trăit-o pentru plăceri, să spunem, își face un calcul. Prima viață trăiesc plăcerile la maxim, în a doua văd și latura cealaltă. De ce ar putea, în a doua viață, dacă s-a simțit bine și a plăcut o viață în care a fost ticălos sau hedonist, de ce s-ar schimba în a doua viață? Într-un fel, reîncarnarea este o concepție ciudată, putem să-i spunem, pentru că se aseamănă cu un joc pe calculator sau cu mai multe vieți. Prima dată pierdem jocul, a doua oară mai avem o șansă, trecem de obstacolul acela, o luăm de la început.
Și încercăm să depășim un nivel murind de mai multe ori. Da, exact. Faptul că am ști că avem mai multe vieți ar fi ceva ciudat. Tocmai din această cauză. Pentru că omul trebuie să conștientizeze timpul și cât de prețios este acesta. Foarte bine ai spus. Adică problema de fapt este conștientizarea valorii fiecărei zile. Că dacă dispare presiunea asta, omul se relaxează. Și din păcate pentru noi suntem comozi. Ne relaxăm și nu mai facem nimic important. În momentul în care există presiunea și știm că putem muri oricând, astăzi copiii foarte mici mor de cancer, în momentul în care există presiunea asta, sfinții au descoperit-o, că dacă tu singur ești cu gândul la asta, că ești ființă muritoare, îți umpli timpul cu lucruri bune, îl valorifici. Nu ai cum să te relaxezi tot timpul, pentru că știi că trece și nu se mai întoarce. Deci foarte bine ai observat, conștientizarea valorii timpului vine tocmai din faptul că știi că acum ți se decide valoarea ta ca om. Acum alegi să fii într-un fel. Poate nu va mai exista o altă ocazie. Sunt situații în care tu trebuie să alegi să fii de partea binelui și spui, e, acum nu, că poate o să sufăr, cine știe ce mi se întâmplă, poate altă dată. Faci un calcul. Și altă dată nu se va mai ivi aceeași ocazie ca tu să fii de partea binelui și să te unești cu Dumnezeu în acțiunea aceea, propriu-zis. Ștefan. Da, în primul rând Dumnezeu a vrut ca noi să fim responsabili. Și faptul că noi am avea, să spunem, la dispoziție mai multe vieți să facem anumite lucruri, așa cum a spus și dumneavoastră, adică faptul că, și colegii mei, că, să spunem că în prima viață te distrezi, iar în a doua viață, să spunem că începi să conștientizezi faptul că tu ai anumite responsabilități. Acesta este un lucru greșit, pentru că noi plecăm cu ideea că am avea timp suficient să conștientizăm, dar niciodată timpul ăla nu va fi suficient, pentru că o schimbare începe într-un anumit moment și schimbarea începe în tine. Nu începe cu cât timp mai am până să fac un anumit lucru. Nu e schimbarea mecanică. Exact. În plus, sărbătoarea, pentru a reveni la subiect, reprezintă un prilej de schimbare. Pentru că sărbătoarea nu reprezintă doar o, să spunem, rememorare a unor întâmplări pe care din Biblie sau întâmplări din Evanghelie, ci reprezintă întâmplarea respectivă cu un impact asupra noastră. Deci nu e ca în mitologiile păgâne unde o sărbătoare rememorează și în act ce făceau zeii la începuturile lumii. Da, că zeii se plimbau sau zeii reparau anumite obiecte și atunci le reparăm și noi. Nu, reprezintă un moment unic din viața noastră care ar trebui să ne schimbe, să ne influențeze. Și dacă o sărbătoare nu ne influențează sau nu ne schimbă, ar trebui să ne punem problema că noi nu am reușit să înțelegem sărbătoarea respectivă. Adică faptul că noi facem sarmale de Crăciun sau tăiem mielul de Paști nu ne aduce nicio schimbare. Ci faptul că ne gândim că, așa cum a spus și colega noastră, că Iisus a jertfit, Dumnezeu l-a jertfit pe unicul său fiu, a făcut un sacrificiu și că și el ne cere într-o formă sau alta un sacrificiu în schimb. Acest lucru reprezintă schimbarea. Faptul că noi conștientizăm că trebuie să-i oferim și noi lui Dumnezeu ceva la schimb. Nu neapărat pentru că ne simțim obligați, ci pentru faptul că noi considerăm că Dumnezeu ne iubește și noi ar trebui să-L iubim. Aici este toată discuția, apropo de cum am început, de faptele bune. Dacă faptele bune sunt gândite ca momente separate de restul vieții, adică eu în general copiez la teste, mi-au tema de la colegi, nu mi-o fac, bârfesc pe cineva după care îi zâmbesc în față, dar înainte de Paști încerc să fiu mai bun, cum spun unii, de Crăciun să fim mai buni. Da, sperând că Dumnezeu o să treacă cu vederea și o să fie milostiv și bun cu mine. Și corect, foarte o bine. O să mă mântuiască și să am și eu un loc în rai. Șterge cu buretele tot ce am făcut și fapta mea bună, când mă duc cu un camion de mâncare la copiii orfani de nu știu unde, o să rezolve totul. Ceea ce nu are legătură cu religia noastră creștină și cu relația pe care trebuie să o avem sau ar fi normal să o avem cu Dumnezeu. Nu te poți bucura
de ceea ce are Dumnezeu să-ți ofere dacă tu nu ții cont de modul în care El iubește și gândește. Aici este marea problemă. Unii oameni doresc să-L impresioneze sau să-L facă pe Dumnezeu să fie milostiv după mintea lor, făcând anumite lucruri care cred ei că ar impresiona. Dintr-un calcul, apropo despre ce vorbeam. Ori, în iubire există calcul. Și atunci, cum facem ca într-o zi obișnuită, în perioada asta sau într-o altă perioadă, începând cu primele minute ale zilei, noi să fim responsabili față de timpul ăsta în sensul în care l-a gândit Dumnezeu. În sensul de timp al mântuirii și al sfințirii sufletului. Cum vedeți lucrul ăsta? Păi, practic, în primul rând, noi ar trebui să renunțăm la, să spunem așa, gândurile noastre. Adică să încercăm să renunțăm la ideile preconcepute despre ziua respectivă. Adică m-am trezit de dimineață și mă gândesc că ar trebui să fac un proiect sau ar trebui să mă duc. Nu spun că nu e bine să faci un proiect, ci nu e esențial. Adică nu e ca și cum nu aș mânca în ziua respectivă. Adică aș putea stres fără să mă uit la ultima notificare de pe Facebook. Dar problema următoare este că noi, în momentul în care ne trezim de dimineață, ar trebui să ne punem problema: oare ce vrea Dumnezeu de la mine în dimineața aceasta? Adică ar trebui să ne contopim cu gândul lui Dumnezeu, să încercăm, că noi nu putem, că nu suntem perfect. Măcar să fim cu antena orientată spre El. Da, să putem să percepem ceea ce, sau măcar să deducem ceea ce El vrea, pentru că avem instrumentele. Avem rugăciunea, avem Sfânta Evanghelie, avem viețile unor sfinți care au trecut prin lucrul acesta și ne putem inspira. Adică nu putem spune că nu avem niciun model, niciun ghid și că suntem așa aruncați într-un ocean, ci că putem să ajungem la o, să spunem, o înțelegere. Și acest lucru este foarte important, pentru că dacă într-o dimineață pleci gândindu-te că, uite, Dumnezeu ar vrea să facă asta, dar tu nu ești sigur de acest lucru. Adică spui, te duci la shopping, de exemplu, și spui, și Dumnezeu e de acord cu mine, că până la urmă ce atât de rău să mă duc să-mi cumpăr nu omor pe nimeni. Pantaloni. Da, adică nu omor pe nimeni. Nu e niciun, nu e trecut în cele 10 porunci. Că n-am făcut. Noi trebuie să plecăm cu ideea că Dumnezeu ne-a dat o poruncă nouă. Că noi nu mai suntem cei din Vechiul Testament, ci că suntem cei din Noul Testament. Și ar trebui să înțelegem într-un mod foarte complex ceea ce El ne prezintă, adică ceea ce El ne dă în fiecare zi. Faptul că El ne dă haruri, faptul că El ne ține în viață, efectiv, pentru că viața este un mare dar de la Dumnezeu și ar trebui să-L prețuim. Și pentru a arăta că-L prețuim, ar trebui să ne închinăm viața Lui. Așa cum putem noi. Sfinții și-au închinat-o prin martiriul lor sau prin sfințenia lor, preoții și, să spunem, puznicii și-au închinat-o lui Dumnezeu, iar noi credincioși ca oameni la aici ar trebui să ne închinăm așa cum putem și noi. În activitățile noastre. Da, nu într-un anumit timp, într-o sărbătoare, să mă duc și la biserică să dau de pomană. Asta nu este închinarea lui Dumnezeu, ci mai mult un fapt așa, după capul nostru, care să ne împace într-un fel cu Dumnezeu. Nu cum fac unii, nu că ar fi greșit să mergi la Arsenie Boca sau undeva la o mănăstire, dar nu poate toată încărcătura ta spirituală dintr-un an să se concretizeze în faptul că ai stat 2 ore undeva la o mănăstire. Adică ăla e singurul moment unde tu te-ai gândit la Dumnezeu. Sau cum este obiceiul acesta că noi de Paște mergem și luăm lumină. Și unii oameni merg atunci în seara aia, merg și eu, iau lumină, mă întorc acasă și gata, am terminat, am luat lumină, Dumnezeu mă iubește. Ce frumos! Gata, s-a terminat totul, nici la slujbă, nici nimic, nici la biserică nu mai trec până vine Crăciunul. Și după de Crăciun mergem acolo, stăm puțin la slujbă, da, e cam plictisitor, mă întorc acasă. Și tot așa se repetă acest ciclu și noi credem că suntem creștini adevărați și că ne închinăm viața lui Dumnezeu, după mai avem anumite greutăți în viață sau cum noi suntem elevi și avem un test greu sau ceva, ne
trezim în acea seară și zicem, păi cred că mai bine m-aș ruga lui Dumnezeu în seara asta și sigur o să mă descurc și mă rog atunci și mă după... salvează. Da, mă salvează și după uit și să-i mulțumesc, mă mai rog la Dumnezeu peste un an când iar se întâmplă ceva și tot așa. Mulți oameni fac acest lucru și este greșit și ei se consideră creștini, dar de fapt Dumnezeu nu vrea, adică nu se... Nu ne salvează pe noi, da. Pentru că Dumnezeu primește ceea ce noi îi dăm. Nu e vorba de un moft, că Dumnezeu e mofturos și nu vrea. E vorba că acest mod de viață nu ne pregătește, apropo de ce spunea Ștefan, de conștientizarea sau aprecierea unei sărbători, de capacitatea de a trăi cu adevărat, intens și frumos, de a fi fericiți împreună cu Dumnezeu. Dacă facem lucrurile acestea doar așa disparate, punctual, fără un sens, n-au rezultat, nu produc nicio schimbare radicală în viața noastră. Punctăm anumite momente și atât, ne liniștim conștiința, ne-am spovedit de 3 ori pe an, ne-am împărtășit și gata. Am sufletul curat. Ultima intervenție înainte de pauză. Apropo de modul ăsta de a gândi faptele separate, fără un sens, fără o legătură. Da. Acest mod de a gândi în care nu ne mai gândim la Dumnezeu este și din cauza că ne gândim numai la noi. Materia, într-un fel, estompează sufletul. Ne gândim numai la lucrurile pământești care ne înconjoară, la lumea tot mai rapidă care ne înconjoară și nu trebuie să-i facem față, dar nu uităm pur și simplu de ce este cel mai important. De nu neapărat de noi ca și persoane într-o societate care trebuie să meargă mai departe, să evolueze, dar care va dispărea, e efemeră, e făcută din materie, dispare pur și simplu. Ci la noi ca interiorul nostru, sufletul nostru. Era o discuție, ca o paralelă, că nu se compară una cu alta, un regim de sănătos, ca la atunci când mâncăm ceva mâncare moartă, carne sau ceva care ar fi rele, să mâncăm tot atâta mâncare, fie fructe, legume. Așa ar fi și aici. Fiind oameni, suntem făcuți din materie, dar suntem făcuți și din suflet. Una fără alta nu se poate. Și trebuie hrănite amândouă. Da, și trebuie hrănite amândouă pentru că una moare. Dacă nu îi se dă suficient sau dacă una îi se dă prea mult. Luăm o scurtă pauză să ne întoarcem peste câteva minute. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre timpul ca dar, oferit evident de Dumnezeu, dar oferit de noi lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă un timp ca noi să ne împlinim, ca noi să ne mântuim și rămâne la latitudinea noastră să dăm o valoare timpului. Și acum să discutăm aplicat la viața voastră de elevi. Fiecare dintre voi aveți o disciplină preferată, aveți o disciplină la care poate învățați mai mult decât la alta. Cum faceți ca timpul dedicat învățării, timpul petrecut la școală, timpul petrecut atunci când faceți teme, să fie împreună cu Dumnezeu? Și e mai ușor când vine vorba de lucruri care vă plac. Hai să vorbim mai întâi despre lucrurile care vă plac, nu cele care vă displac. Acolo e mai complicat. Să începem. Cine vrea să înceapă? Ștefan. Da. Spre exemplu, exemplu personal, mie îmi place biologia. Și studiez destul de mult la biologie. Pe lângă ceea ce ne predă profesorul la clasă, eu studiez și în particular după mai multe manuale, mă interesez, citesc enciclopedii diverse, mă uit la documentare. Și tot timpul îmi pun întrebarea cum pot unii să învețe pe de rost anumite lucruri. Adică nu în sensul că memorezi, ci în sensul că nu spui niciodată întrebarea dincolo de, să spunem, că un lucru funcționează așa, un aparat funcționează așa. Deci dincolo așa. De informația da, crudă. Exact.
dincolo de compoziția chimică, să spunem, a ADN-ului, a celulei. Deci trebuie să treci dincolo, să spui măcar întrebarea. Mă, dar asta de ce este așa? Și am cunoscut destul de mulți oameni care spuneau că erau pasionați de biologie și nu își puneau întrebările acestea. Și atunci eu am realizat faptul că întrebările acestea nu sunt neapărat firești, ci mai mult vin dintr-o curiozitate interioară a omului. Pentru că omul tot timpul a vrut să-și pună întrebări și și-a pus întrebări despre cine a creat soarele, despre cum arată, să spunem, universul, despre cum sunt ceilalți oameni, cum funcționează pământul, de ce trăim, cum funcționăm. Și așa au fost... Și cum funcționează societatea. Exact. Și astfel au apărut foarte multe științe și discipline pe care azi noi le studiem la școală. Și acum vine întrebarea, de ce Dumnezeu, cum putem să-L găsim pe Dumnezeu în materiile pe care le studiem la școală? Evident, nu prea îl putem găsi în manuale, pentru că nu apare acolo la notă de subsol. Asta a făcut-o Dumnezeu. Dar studiind biologia, poți? Da. În primul rând, îți dai seama când studiezi, spre exemplu, orice. Astăzi noi studiem clasa nouă, studiem citologia, spre exemplu. Și când observi complexitatea unei celule, care în... să spunem pe la 1600 sau 1700, era cunoscută ca fiind unul dintre cele mai simple, să spunem, lucruri care constituie materia vie. Era o formă a atomului primitiv în biologie. Și îți dai seama cât de complex este celula respectivă. Trebuie să-ți pui întrebarea că cineva a creat-o. Ori spui că, să spunem, că, cum afirmă și teoria lui Darwin, că celula s-a dezvoltat în mod natural, fără intervenția supranaturală, ori îți pui întrebarea că Dumnezeu a creat, sau cineva, o divinitate a creat respectivul element, da, realitate. Respectiva existență, forma de viață. Și eu când îmi pun întrebarea, spre exemplu, despre celulă, și văd complexitatea și văd faptul că nu poți să le aranjezi cum vrei tu și că respect o anumită structură dată de ADN-uri, de structura ei. Atunci realizez că, de fapt, Dumnezeu ne-a descoperit nouă oamenilor această, să spunem așa, minune. Până la urmă este o minune. Faptul că celulele respective s-au așezat, faptul că cele 273 de elemente aproximativ care intră în structura unei celule stau într-o anumită formă. Faptul că ADN-ul este structurat într-un anumit fel. Pentru că noi, pe lângă, să spunem, cariotipul normal al unei celule sau al unui om, studiem și maladii și ne dăm seama că cât de fragile sunt aceste structuri, că orice modificare, cât de mică, până la nivelul, să spunem, nucleotidelor, perechilor de nucleotide, determină apariția unei boli care distruge omul. Adică când te gândești că particule atât de mici distrug omul, te gândești că Dumnezeu a creat totul cu o complexitate și o desăvârșire absolută. La nivel social există un echivalent. Ai un extremist care împușcă moștenitorul tronului și se dezlănțuie iadul. Exact. De la un om s-a dezlănțuit un iad în care au murit aproape 40 de milioane de oameni. Deci, la scară mică, la nivelul unui organism uman, se întâmplă o chestiune de genul. Sau chiar la nivelul unui individ, dacă vorbim, spre exemplu, de Hitler. Hitler a reprezentat o anumită gândire, dar el a fost pilonul pe care s-a sprijinit această gândire a naționalismului german. El a fost magnetul care a tras adepții. Cel care a determinat ca cel de-al doilea război mondial să ia aptitudinile și să se dezvolte cum s-a dezvoltat și să ajungă să moară aproximativ 70 de milioane de atât de soldați cât și de oameni. Andrei. Ca materii preferate am geografia și fizica. Geografia o am pentru că mereu m-a fascinat pământul și complexitatea lui, iar fizica m-a ajutat foarte mult să înțeleg aceste mecanisme care sunt extrem de complexe și până la urmă se completează. Din fizică am învățat două lucruri, care una are legătură cu tema. Timpul este variabila totală, nu, nimic nu poate să dea înapoi timpul, totul
se derulează în timp, nimic nu scapă de el, nici măcar lumina pe care o credem că este cea mai complexă formă de materie. Iar a doua, atomul, care nu mulți au încercat să-l dividă, dar nu au reușit, dar în schimb au observat ceva, că atomul este făcut din niște particule mult mai mici, pe care nimeni nu le poate înțelege. Sunt atât de complexe, încât nu au o explicație. Au un comportament care pe noi ne depășește. Există o matematică foarte complexă care poate determina, între ghilimele, ce se întâmplă cu aceste particule într-un nucleu. Da, exemplu. Pur și simplu, cum a fost teoria Big Bang. Nimeni nu înțelege pe total ce a cauzat acest Big Bang. De unde a pornit? Se zice că a explodat ceva, dar nu se știe ce a explodat. După aia, cum a apărut atâta? Se estimează câtă materie e în univers, câtă materie trebuia să existe în momentul acela. Deci, foarte multe supoziții. Da, și este într-un fel ciudat, dacă o luăm până la capătul celălalt al timpului, la începutul absolut, și sunt aproximativ 14-15 miliarde de ani, s-a și estimat așa ceva, și expansiunea Universului care este continuă, e peste capacitatea unui om de a înțelege. Cum se poate întinde ceva ce este făcut din materie, dar care materia, într-un fel, nu dispare, ci se transformă? Asta ar fi o lege și nu apare singură. Și nu apare singură. E, într-un fel, este o afirmație care se contrazice pe ea însăși. Că nu apare nimica din neant, dar, de fapt, așa face. Și acesta ar fi un argument că Dumnezeu face așa ceva și Dumnezeu a creat lumea. Și în momentul în care tu studiezi geografia, de exemplu, cum faci ca atunci când înveți la geografie să fii împreună cu Dumnezeu? Mintea ta să fie conectată la Dumnezeu. Cum crezi că se poate face asta? Într-un fel, este curiozitatea pe care o am și curiozitatea este dată de Dumnezeu. Asta, într-un fel, ne definește ca oameni, că avem rațiune, avem gândire și putem să înțelegem anumite lucruri pentru ca în viitor să facem bine cu acele lucruri de care suntem atrași și pe care le învățăm. Putem spune ca un meteorolog să prevenim anumite dezastre, sau nu să le prevenim, ci să le prevedem și să ajutăm niște oameni care nu știu aceste lucruri și ar fi bine să îi ajutăm, sau pur și simplu împăcarea cu sinele de a opri această curiozitate care, într-un fel, dacă nu este alimentată, devine într-un fel arzătoare. E un lucru la care ne gândim în continuu și nu suntem împăcați cu sinele. Sunt niște întrebări care ne macină. Și mai sunt și alte lucruri. De exemplu, curiozitatea aceasta poate fi folosită pentru a sluji anumite interese. Adică o corporație care sondează, caută petrol, folosește un om care a fost curios toată viața și a dezvoltat cunoașterea pentru a scoate bani. Adică aici se rupe filmul cu Dumnezeu. În momentul în care tu devii mercenar, nu te mai întreb dacă cumva știința ta va face rău sau bine. Eu am descoperit ceva. Și nu mă întreb, nu mă interesează încotro se va duce descoperirea. Dar uite, facem o bombă atomică, ne întrebăm după aceea unde o aruncăm. Că, la urmă, ce vină avem noi, că unii o aruncă. Adică, apropo de ceea ce ne definește, da, am primit rațiunea, dar ceea ce ne definește e modul în care o folosim, ca și timpul. Ne definește că timp avem toți. Modul în care îl umplem, ceea ce facem noi în timpul ăla ne definește. Curiozitatea poate că e pe cale de dispariție, dar mai sunt oameni care au curiozitate. Ne definește ce facem cu rațiunea. Pentru că, uite, pământul poate fi privit
ca o rocă. Ceva mare, cu tot felul de elemente, cu apă. Nu ca un întreg. Așa cum omul poate fi privit pe secțiuni. Are aparat digestiv, are sistem nervos. Și pământul e un întreg, că Dumnezeu creează întreguri. Nu creează bucăți pe care le lipește după ce se mai gândește un pic. Nu, se spune a creat și a văzut că erau bune toate. Deci când a creat pământul, l-a creat ca pe un întreg. E, în momentul în care tu ca om spui problema asta, simți că ești depășit. Pentru că noi nu, rațiunea nu merge pe întreguri. Lipește părți, corelează părți. Cunosc, uite, ce se întâmplă cu plăcile tectonice, dar ce-o fi totuși în nucleu? Da, același lucru se întâmplă și, de exemplu, că noi nu suntem capabili să creăm un întreg. Și asta este din cauza naturii umane. E exact cum este un calculator. E format dintr-un procesor, o placă de bază, o placă grafică, o placă de sunet și așa mai departe. Adică noi nu suntem în stare să vedem totul din ansamblu de la început. Avem o idee. Și ideea aia începe să se dezvolte. Și în funcție de cum se dezvoltă ideea respectivă, atunci ajungem și noi la anumite concluzii, angajăm anumiți oameni care să își asumă să facă anumite lucruri și până la urmă, asamblate toate aceste, să spunem, eforturi ale mai multor oameni, dau un întreg. Dar noi singuri, ca oameni, nu avem capacitatea, adică majoritatea, să spunem, nu au capacitatea de a vedea totul așa cum vede Dumnezeu, un întreg, dar în întreg perfecțiune. Adică noi nu suntem în stare de la început să vedem un lucru care să se dezvolte în mod natural și perfect. Foarte corect. Exact. Așa este și cu știința. Noi o putem și cu timpul. Îl putem folosi în mod egoist. Adică să descoperim, de exemplu, că anumite, să spunem, descărcări electrice în pământ determină cutremure. Și acesta putem să-l folosim într-un scop bun. Spre exemplu, putem determina mișcarea anumitor secțiuni de placă tectonică pentru a îmbunătăți anumite lucruri. Dar în același timp putem să le folosim și în scopuri rele. De exemplu, să provocăm cutremure în țara vecină. Adică, da, putem folosi știința cu scopul bun, dar în același timp putem folosi știința și cu scopuri rele. Așa e și cu timpul. Putem să-l folosim în mod egoist sau putem să-l închinăm lui Dumnezeu și celorlalți. Să găsim în el o ocazie de a crea ceva bun. În încheiere, pe același subiect. Cum a spus și dumneavoastră, e important ce facem cu timpul. Spre exemplu, sunt două tipuri de oameni în această lume. Omul care se realizează, care este curios, cum au zis și colegii mei, și care ajunge la un moment dat satisfăcut atât din punct de vedere profesional, cât și posibil din punct de vedere a relației lui cu Dumnezeu. Iar apoi mai este un om care pur și simplu a învățat totul mecanic, la un moment dat a uitat acea informație și se uită la celălalt și se gândește el de ce a reușit și eu nu, când noi toți am avut același timp. Și el a știut să profite de acel timp și eu nu. Și poate chiar și aceeași inteligență. Da. Dar, Penche, mai avem un minut, două. Tu cum crezi că poți să faci cu disciplina pe care o preferi, îți dorești, din câte am înțeles, să devii medic. Da. Cum faci ca asta să se lege de Dumnezeu? Păi, în primul rând, biologia, atât biologia și chimia și fizica, când te gândești în ce constau și realizezi că toate acele lucruri au fost făcute de Dumnezeu și cât de complexe sunt, te începi să spui anumite întrebări. Și așa îți dezvoltă curiozitatea, că tu nu te gândești, pur și simplu nu te gândești cum au apărut. Ele pur și simplu există și nu te mai interesează cum au apărut, de ce sunt acolo, ce fac ele și pur și simplu e foaia și o înveți mecanic și asta e. Dar dacă aici intervine și credința, dacă tu ai acea credință și realizezi că Dumnezeu le-a creat pe toate, începi să-ți pui anumite întrebări. Și de aici îți dezvoltă curiozitatea, îți se dezvoltă orizonturile și... Și poți să-ți schimbi perspectiva, chiar dacă tu, să spunem, la școală înveți dintr-o perspectivă materialistă anumite lucruri, cum ar fi anatomia. Dacă ești un om conectat la Dumnezeu, s-ar putea să le înțelegi dintr-o perspectivă care nu e a ta,
Da. Adică Dumnezeu să-ți deschidă o perspectivă de înțelegere, exact, și atunci să înțelegi omul, boala lui, de ce se produce, și ai o viziune mult mai largă și nu rămâi un medic care oferă câteva medicamente ca să repare o mică defecțiune ca la o mașinărie, ci vezi omul ca o ființă care are chipul lui Dumnezeu. Da, pentru că, din păcate, în ziua de azi sunt mulți medici care fac toate lucrurile mecanic și se gândesc, a, are boala respectivă, gata, știu tratamentul pe boala respectivă, mă duc și le spun familiei definiția pe care am învățat-o eu, ei probabil că nu o să înțeleagă nimic, pentru că, na, unii sunt oameni simpli, nu înțeleg despre ce e vorba. Scrie acolo o rețetă pe care ai învățat-o tu că face bine și gata, revine. Sau unii oameni, pur și simplu medici, tratează boala astfel încât să revină după un anumit timp. Să depindă și de medic. Da. Acesta nu este în comuniune cu Dumnezeu, acest lucru. Timpul dedicat emisiunii s-a încheiat. Apropo de timp, am avut un timp ca să discutăm despre aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noi. Le mulțumim ascultătorilor, le urăm să aibă o zi binecuvântată de Dumnezeu și o săptămână viitoare cât mai apropiată de Dumnezeu prin rugăciune. La revedere!